Comisia de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat a dat aviz favorabil acestui proiect. Este o procedură standard care se face la început de fiecare an. Este vorba de alocarea excedentului de bani 2017, care este în sumă de 6,6 milioane lei aproximativ, pentru anul 2018 și se alocă pe cele două componente, ca sursă de finanțare a cheltuielilor tehnice de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a bolilor de casă. Ne-am întâlnit în comisie cu doamna director economic, mi-a explicat, totul este în regulă. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de către consilierii locali prezenți.